Stimați ascultători, remarcabil în Evanghelia lui Ioan este că o ia de la începuturi. Evanghelia aceasta este una dintre cele mai atractive și ușor de citit dintre cărțile Bibliei, dar și una dintre cele mai profunde Evanghelii. Poate că vom putea percepe destul de ușor înțelesurile superficiale de suprafață, dar ca să ajungem la adevărurile adânci, să le înțelegem, trebuie să luăm drept ghid și învățător pe Domnul Iisus. Scopul Evangheliei după Ioan este să înțelegem că Iisus este pe deplin Dumnezeu și pe deplin om și să ne ajute să credem asta. Acest cuvânt cheie, a crede, este folosit de peste 100 de ori în Evanghelie. A crede ceva implică un act de voință. E cam așa. Când iei act de faptele și evenimentele din Evanghelie, accepți că Iisus a murit pentru păcatele tale și te încrezi în El ca mântuitor personal care a murit ca să plătească El, astfel, plata cuvenită pentru iertarea păcatelor tale. Asta înseamnă a crede. Să ne lansăm de acum în această scriere minunată de la bun început. Primele versete ale Evangheliei ne amintesc de începutul Bibliei și al cărții Geneza. Începutul descris în Geneza se referă la crearea universului fizic, dar chiar și atunci, după cum observăm, exista cuvântul. Duceți-vă înapoi oricât de mult, înlăturați orice limită și chiar dacă reușiți să ieșiți cu gândul din eternitate, și acolo vă veți întâlni cu Domnul Iisus, care vă așteaptă acolo. Iisus nu are început. El era deja acolo când toate celelalte erau pe punctul să înceapă. Și tot de la bun început, Iisus a fost Dumnezeu. Cuvântul era Dumnezeu. El a făcut toate lucrurile. El este Creatorul. El este și are viața în sine însuși. Iar viața Lui era lumina oamenilor. Din păcate, Ioan continuă spunându-ne că Iisus a venit în creația sa, dar ai Lui nu L-au primit. Scrie în versetul 10 din capitolul 1. Din fericire, vestea bună este că au fost și unii care L-au primit prin credință. Și când cineva, tu, îl primești astfel, ești o ființă nouă, ca și cum te-ai fi născut din nou. Această viață nouă nu este rezultatul eforturilor sau voinței tale și nu o câștigi prin ce poți face, nici măcar prin citirea și studierea Bibliei. Noua ta viață se datorează exclusiv lui Iisus și vine direct din mâinile lui Dumnezeu. Și iată încă o veste și mai minunată în versetul 14 din Ioan 1. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Nu știu dacă ați observat, dar Evanghelia după Ioan nu menționează nașterea lui Iisus. Asta pentru că acela despre care este vorba este mult prea mare pentru Betleem. În Betleem s-a născut un prunc, dar Fiul vine din veșnicie. Aceasta este istoria nativității din Evanghelia lui Ioan. Iisus a locuit printre noi, literal a cortuit și a ridicat cortul printre noi, s-a mutat în vecinătatea noastră. Deși este cât se poate de adevărat că nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu Tatăl, cum scrie în versetul 18, când Îl vezi pe Fiul, înțelegi cine și cum este Dumnezeu. Dar pentru asta a trebuit ca El să devină ca unul dintre noi și să-L aducă pe Dumnezeu aici jos, unde suntem noi.